România a importat în primul semestru din 2022 o cantitate de gaze naturale cu 17,1% mai mică față de cea din perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Producția internă de gaze naturale a fost în aceeași perioadă cu 5,5% sub cea din primele șase luni din 2021. Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează pentru 2022 o producție de gaze în creștere cu 1,9%, respectiv în scădere cu 19,6% de la an la an. Conform strategiei energetice 2019-2030 cu perspectiva anului 2050, publicate pe site-ul Ministerului Energiei, Producția de gaz natural a României va atinge un vârf de 132 teravați oră în 2025, ca urmare a producției din Marea Neagră, și apoi va scădea la 96 teravați oră în 2030 și la 65 teravați oră în 2050. Consumul final de gaz natural va rămâne constant între 2030 și 2050 la nivelul de 68 TWh. oră. Nivelul maxim al cererii este estimat în jurul la 73 de oră, iar nivelul minim de la 63 în 2030 la 47 TWh oră în 2050.